Dragi telespectatori, lângă noi domnul academician și scriitorul Nicolae Dabija. Trebuie în primul rând să vă mulțumim și suntem onorați să fiți oaspete al televiziunii noastre. De aceea, încă de la început, vă mulțumesc că aveți amabilitatea să stați de vorbă cu noi, mai ales că avem un eveniment deosebit, Art by Fuego, art pentru suflet. Și dacă vorbim și despre faptul că a fost multă poezie adresată nouă românilor, în limba română, aici, un eveniment extraordinar creat de Paul Surugiu Fuego, dar și amplificat de prezența dumneavoastră aici, la Bacău. În primul rând, vreau să vă corectez, domnul Ungureanu, eu nu sunt oaspete la Bacău. Eu mă consider de la un timp băcăuan. Știți de când? Din 1990, când primul meu premiu internațional, într-un fel, a fost premiul revistei Ateneu, chiar la începutul anului 1990, pe care mi l-a dat Sergio Adam. Deci este primul. După aceea se vede că a fost bun de pocinog, că a mai luat tot premii românești, pe care noi le considerăm premii internaționale. Și iată, de la 90 încoace, vorbesc de începutul anului 1990, cum se adună doi scriitori, unul de dincolo de Prut și unul de dincoace de Prut, fac câte un festival internațional de poezie, de literatură, de dramaturgie, de critică. Și iată, în această seară am venit aici în mod special ca să-l mai ascult odată pe Fuego. Este unul dintre interpreții mei dragi, cei mai dragi. Pune în cântec foarte mult suflet, practic din motivul ăsta place. El este foarte, foarte apropiat de noi scriitorii. De ce? Să ascultați textele lui, sunt texte bune. Spre deosebire de, eu zic, interpreții care își fac texte, îți fac și melodii, texte prăpăstioase de multe ori. Dar Paul are un gust, el alege texte foarte bune și melodiile sunt foarte bune și din motivul ăsta place. Vreau să vă spun că în Basarabia, bănuiesc eu, nu știu, poate că nu am dreptate, mă puteți corecta, este mai cunoscut decât în țară. De ce? Pentru că este un om frumos și mai ales fetele cumpără biletele cu câteva luni înainte de concert, dar place și intelectualilor pentru că vine cu poezia românească, vine cu Grigore Vieru, place și omului simplu. Vreau să vă spun că melodiile lui sunt fredonate în satele noastre. Deci este cunoscut și lucrul ăsta mă bucură. Eu nu știu dacă în țară se cunoaște că Paul Surugiu Fuego este artist al poporului din Republica Moldova. Deci președintele Nicolae Timofti a acordat acest titlu la solicitările celor care îl iubesc. Evident că n-au fost solicitările lui Vieru, ale mele, a fost a oamenilor simpli care au trimis sute de scrisori, e al nostru. Cam acesta ar însemna acest titlu deosebit, care înseamnă artist al poporului din Republica Moldova. Eu am vorbit și în această seară, el are niște merite și vă spun care sunt. El a ajutat ca în Basarabia să nu se manelizeze cântecul românesc. Lucrul ăsta este foarte important. La noi manelele nu sunt apreciate și eu spuneam că a fost Nicolae Guță să un concert și nu s-a vândut niciun singur bilet. Cântecele lui Fuego și nu numai cele care sunt pe texte de Grigore Vieru sau, iată, mai recent Nicolae Dabija, toate cântecele lui sunt în circulație în Republica Moldova, menite să ne apropie și să ne simțim și noi, cei de dincolo de Prut, acasă atunci când cântă Paul Surugiu Fuego. Domnule Dabija, aș vrea să vă întreb totuși, profit de această ocazie că ne-am întâlnit aici la Bacău, să ne spuneți câteva lucruri despre proiectele dumneavoastră imediat următoare. Deci noi avem multe proiecte, acum avem alegeri prezidențiale în Republica Moldova și primesc un mesaj acum 3 minute de la soția mea care îmi spune: te felicit că n-ai acceptat să participi la alegeri prezidențiale, fiindcă a fost o propunere, da. De ce? Pentru că în această competiție s-au înscris foarte mulți aventurieri, oameni care nu au nimic cu politica, oameni care nu au chiar nimic cu neamul nostru românesc. Și e un caragiozlic, adică un spectacol foarte prost
care dizgustă oamenii de politic în genere. Dar noi, problemele noastre ale românilor de o parte și de alta ale Prutului, mai sperăm că le vom rezolva cu ajutorul oamenilor politici. Dar am un prieten, ministru, ca să vă spun așa, și m-am uitat, se juca la telefonul mobil cu Pokémonii. Și zic că ai un joc nou, zic da, mi l-a sugerat un ministru de la București. Iată prin ce fac schimb de experiență miniștrii noștri, de o parte și de alta a Prutului, da, cu jocuri cu Pokémoni. Pe când ar trebui poate misiunea lor să fie alta, să scoată granița dintre noi și noi, cea mai rușinoasă graniță din Europa, ultima graniță a Europei care este trasă prin miezul limbii române. Este o rușine. Și atunci cei care ar trebui să se ocupe nemijlocit cu asta, se ocupă cu Pokémonii. De acest lucru, de scoaterea graniței mai mult din sufletele noastre, se ocupă Fuegos, spre exemplu, se ocupă cântecul românesc, poezia românescă și beata limbă română, care lucrează zi de zi pentru ca să fim împreună. Fără discuție, dacă ar fi să fim extrem de clari, este evident că România este unită în acest moment. Având în vedere aceste schimburi culturale între Republica Moldova și țara noastră, de fapt, spuneați mai devreme că este o graniță artificială, noi deja suntem uniți. Așa văd și telespectatorii noștri, noi am făcut și dezbateri pe această temă. Cum vedeți dumneavoastră, adică ar fi însemnat să vă pun o întrebare directă, când se va uni Moldova cu România? Dar iată că ea, prin aceste acțiuni culturale și mai ales prin vectorii reprezentativi, printre care, desigur, la loc de frunte este Paul Surugiu Fuego, dar și dumneavoastră sunteți văzut aici în România ca un exponent al unirii. Ea este în sufletele noastre. Când se va putea realiza efectiv, din punctul dumneavoastră de vedere? Vreau să spun că noi, într-adevăr, suntem uniți prin limba română, prin Eminescu, prin Bacovia, prin Blaga, prin marea literatură românească, prin cântecul românesc, cel care se fredonează de o parte și de alta a Prutului, prin colindele noastre, prin obiceiurile frumoase pe care le-am moștenit de la strămoșii noștri atunci când eram o țară. Vreau să menționez un lucru. Noi la Chișinău am creat Sfatul Țării Doi, care și-a pus scop să unească cele două maluri de Prut. Eu sunt președinte și avem un plan concret de acțiune. Noi sperăm că în anul 2018 vom fi împreună. Dar vreau să vă spun că există și dușmani a unirii, de o parte și de alta a Prutului. Și dacă am să vă spun cine, nu o să vă vină a crede. Sunt oamenii politici. Pentru că oamenii politici au cu totul și cu totul alte interese. Și atunci am spus să facem unirea de jos. De la om la om, de la casă la casă, de la sat la sat, de la localitate la localitate. Și atunci când vom face unirea noi cu dumneavoastră, pentru că televiziunile într-adevăr o și fac, să le spunem oamenilor politici, să-i anunțăm, noi ne-am unit, dar voi cum vreți, căutați-vă alt popor dacă nu vă convinim noi. Adică este o misiune a noastră, a fiecăruia, să fim împreună. Pentru că Dumnezeu, în hărțile Lui, nu știu dacă cunoașteți, ne-a făcut o singură țară. În hărțile Lui Dumnezeu nu este țară, graniță trasă pe Prut. Și atunci, noi de ce o mai păstrăm? La ora actuală, granița de pe Prut este o treabă internă a poporului român. Pentru că și dincolo și dincoace suntem români, vorbim aceeași limbă și avem aceeași istorie, același sânge. Și eu cred că suntem obligați să avem și același viitor. Deci de noi, de fiecare în parte, depinde unirea. Să o facem, dragi prieteni, mă adresez telespectatorilor acum. Iată cu câte emoții ascultăm ceea ce ne spune Nicolae Dabija despre ceea ce însemnăm noi, ce suntem noi români. Eu zic că ar trebui să fim mai optimiști, să vedem desigur cele mai frumoase lucruri, valențele noastre pozitive ale românilor de pretutindeni, dacă pot să extrapolez un pic discuția, și să înțelegem că într-adevăr arta, muzica și toate celelalte elemente pe care le-ați prezentat dumneavoastră nu fac decât să fim mai aproape cu sufletul, mergând la titlul acestui eveniment, Arta.
hartă pentru suflet. Vă mulțumim foarte mult. A fost aici la Exclusiv TV Nicolae Dabija, academician și scriitor, un exponent al dorinței de țară, de unire a românilor de o parte și de cealaltă a Prutului. Vă mulțumim, dragi telespectatori, și vă promitem că de fiecare dată când domnul Dabija va veni în România, o să încercăm să aflăm lucruri noi despre tot ceea ce înseamnă sufletul românesc. Doamne ajută! Mulțumesc!